feriți-vă de locurile aglomerate și mergeți la cumpărături doar o dată la câteva zile și doar la cele mai apropiate magazine și farmacii. Evitați contactul direct sau apropiat cu alte persoane. Mențineți distanța de minimum 2 metri față de ceilalți. Spălați-vă pe mâini cât mai des posibil. Nu atingeți suprafețele pe care au pus mâna și alte persoane. Nu vă atingeți cu mâinile fața, nasul, gura sau ochii. Asigurați-vă că regulile sunt respectate și de persoanele vârstnice care sunt cele mai expuse bolnăvirii. De 1 și 2 mai la plaj există obiceiul ca oamenii să iese număr mare în locurile verzi din municipiul Blaj, în pădurile și în zonele verzi din jurul municipiului Blaj, dar și pentru că aici la Blaj s-au luat multe măsuri pentru prevenirea extinderii și pentru combaterea epidemiei de coronavirus. Comitetul Local pentru Situații de Urgență a municipiului Blaj a decis ca vineri și sâmbătă, 1 și 2 mai, între orele 7 și 19, circulația rutieră să fie restricționată pe raza municipiului Blaj. Excepție, bineînțeles, fac cei care au interes de serviciu, cei care merg la serviciu în această perioadă și în aceste două zile, mașinile și autoturismele care fac aprovizionări, cei care trec prin municipiul Blaj sau care se îndreaptă direct la domiciliu, fără oprire în alte zone ale orașului, dar și, bineînțeles, autospecialele și mașinile tuturor instituțiilor publice de pe raza municipiului Blaj sau cele care sunt implicate în lupta contra pandemiei de coronavirus. Cum vi se pare decizia care a fost luată de a opri traficul rutier în ziua de 1 și 2 mai? Mi se pare un lucru extraordinar, înțelegeți, că pentru că așa nu se răspândește așa virusul ăsta așa mult, înțelegeți, aglomerație multă, nu știi de unde e virusul, ba pe mână, ba prin ăsta, alții n-au mască, alții n-au mănuși, asta, și văd decizia perfectă din partea guvernului. Din partea primăriei? Din partea primăriei și așa mai departe. Credeți că o să fie totuși oameni care merg mâini la grătare? După părerea mea, cred că și-au învățat lecția și sper să nu mă fie așa ceva. Că e pentru binele nostru a tuturor. Are o decizie foarte bună, având în vedere că este foarte multă aglomerație, sunt necesități, dar trebuie să respectăm pentru a fi mai bine. Este o, totuși, mâine 1 mai, credeți că o să fie lume care să merge la grătare? Da, posibil. Posibil că la unii nepăsarea continuă cu nesimțirea și cu nepăsarea, cum se zice. Mi se pare totuși bine pentru COVID-ul, boala care e la ora actuală. Ceva bun, eu zic, ca să nu se întinde, să extinde cu 1 mai, oamenii iasă la petrețe, la alte treburi, mai bine să stăm în curte, fiecare. Credeți că totuși o să iasă oamenii la grătare de 1 mai? Păi nu o să iasă, că dacă iasă, îi amendează poliția, cred că, la nivelul Blajului vorbesc. Nu știu în altă parte cum e, dar Blaj așa s-a luat decizia. Mi se pare că este o idee foarte bună, o decizie bună, înțeleaptă. O să se păstreze în acest fel distanțarea socială, mai ales având în vedere faptul că la Blaj este un spital în care se tratează pacienții cu COVID. Astfel o să fie un 1 mai atipic, pe care cu siguranță toată lumea o să-l țină minte. O să-l sărbătorim în familie. Exact cum am petrecut și sărbătorile pascale, sperăm să aibă consecințe pozitive. Ce
ce se întâmplă cu cei care totuși o să încalce această regulă? În principal, autoritățile doresc ca persoanele să stea acasă, să păstreze acea zonă și izolare socială și să fie foarte prudente, să stea liniștite și să se gândească în primul rând la sănătatea lor. Această hotărâre nu a fost luată pentru a fi date amenzi celor care sunt prinși încălcând hotărârea numărul 15 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență, ci mai degrabă pentru a preveni răspândirea cazurilor de coronavirus în municipiul Blaj.